În seara aceasta, după ce s-au închis ușile, băieții vorbeau despre posibilitatea ca un băiat nou să intre în competiție și au enumerat uh, ei fetele singure și pentru cine ar putea intra băiatul cel nou, dacă e să intre. Mihai uh, a făcut o glumă, dar uh, i-a dat puțin uh, sub lui Antonio. A spus, uh, poate băiatul nou uh, nu o să vrea să formeze un cuplu cu Maria pentru că are copil. La asta nu v-ați gândit și a început Antonio să râdă. Iar după inevitabil s-a deschis subiectul legat de Maria. De fapt, Antonio l-a continuat și a spus că este foarte curios de ce îi scrie lumea în scrisori. Mai exact, vrea să știe dacă Maria face în continuare ce îi dictează susținătorii. Mihai spunea că săptămâna trecută poate a fost în top ca un fel de bravo pentru că ai făcut ce am spus noi. Antonio spune că știe de ce a ajuns Maria în top, și anume pentru că a fost el cu ajutorul lui a ajuns acolo. Pentru că Maria a fost văzută în ochii telespectatorilor ca fata aceea care vrea ceva cu el, și Antonio a lăsat-o. Mihai spunea că lumea nu a văzut că, de fapt, Antonio a făcut pași către Maria. Maria l-a respins. Iar acum când a făcut Maria Paș, lui Antonio ca și cum i s-a luat. Nu l-a îndepărtat atitudinea ei, nu mai era interesat. După a continuat cu Zein o fază, spunea Antonio că și când au avut live-urile cu telespectatorii, i s-a spus atunci în mesaje că Maria nu este de el, să o lase, că nu sunt potriviți și că nu e de el, pe scurt. Iar Zein i-a dat replica frumos, a zis. Și pentru mine au venit mesaje în legătură cu Giulia că ea caută prieteni cu beneficii. În continuare, Antonio schimbă subiectul, trece din nou la Maria și spune că ea este cea care a făcut tot ceea ce s-a scris în scrisori, iar el nu a făcut asta.